Băi, ce oameni fai sunteți, sunteți extraordinari. Tocmai citeam niște comentarii de la niște videouri. Absolut incredibil, absolut incredibil. Ați înțeles. Bun, ăsta este pentru tine Șobolănescu. Nu știu cum te cheamă, nu știu care este numele tău real. Poate mi-l lași în comentarii ca să știu dacă mai îmi recomand ceva să-ți pronunț numele real. Dar, Șobolănescu, asta este din partea ta. Am văzut că mi-ai recomandat să facem un review la Polaroid Cube. Să văd care este părerea mea asupra device-ului ăsta. Care este cumva o cameră de acțiune asemănătoare GoPro, numai că este mult, mult mai ieftin. Este extraordinar de greu de găsit în România produsul ăsta. Eu l-am găsit pe F64 la un preț de 200 de lei și am văzut că este redusă la și a ajuns la prețul ăsta. Ideea este că nu e ultima versiune. Ultima versiune e Act 2, sau mă rog, o versiune mai upgraded, mai bună. Eu am găsit prima versiune de Polaroid Cube. Cumva cred că este cea la care te referi tu. Eu am găsit-o la 200 de lei și hai să vedem exact ce poate. Hai să vedem dacă poate fi, poate locuit sau măcar să fie pe aproape de un GoPro și poate fi folosită pentru acțiune, nu? Practic este un action camera. Hai să vedem, hai să vedem ce se află înăuntru. Facem unboxing-ul pentru că este o chestie extraordinar de mică, super portabilă și super ușor de folosit. Hai să le aliniem mai frumos pe aici. Avem un user guide, este o cărticică extraordinar de mică. Unde avem o grămadă de instrucțiuni, mai multe limbi, franceză pe care nu o cunosc. Ok, aici avem garanția. Aici este camera în sine care este prinsă de... Wow, nice, asta îmi place, asta îmi place, să văd în packaging, să văd chestii deosebite, să văd chestii care sunt interesante, sunt mișto și sar cumva din tipar, din comun și asta, wow, e cu magnet. Nice, îmi place. Bă, dar ce mic este, este incredibil de mic și atât, asta e toată camera. Este un cub, da, avem 6 laturi. Pe una dintre laturi este lentila și avem ceva scris mic aici. Full HD video, registrează 1080p, deci înregistrează Full HD. Avem 124 de grade, unghi de cuprindere a camerei, ceea ce este destul de mare, este destul de bun. Și weatherproof, aparent, deci cubul ăsta micuț este în stare să înregistreze Full HD la un unghi de 124 de grade și este și sigilat cumva împotriva vremii neprielnice. Folosesc cuvinte dubioase pe care nu le folosesc prea des, dar da, poți să folosești chestia asta afară, chiar și dacă plouă și așa, este sigilată. Pe altă latură avem un magnet pe care era prins, de care era prins. Asta? Latura asta magnetică probabil este folosită pentru a putea adăuga alte monturi, să-l prinzi pe o cască de motocicletă, să-l prinzi pe un bord de mașină, să-i dai alte unghiuri prin care te poți folosi de el. Pe două laturi avem celebrul curcubeu, care este cumva iconic, este cumva semnătura Polaroid, pentru că acesta este un cub Polaroid. Deasupra avem, cred că un LED și un buton. Da, aici este un buton, avem un cerc, dar n-are niciun icon, n-are nicio inscripție, ceva gravat, nimic, dar pare a fi buton, este clickable. Și pe spate avem ceva ce am văzut în instrucțiuni că ar trebui să poată fi desfăcut cumva. Am putea folosi o monedă să desfacem capacul ăsta. Ok, a funcționat, chiar nu mă așteptam să funcționeze. Ok, și sub capac avem în felul următor. Avem un slot pentru un card microSD, avem un switch, avem o chestie mică de comutat între 720p și 1080p, o să schimb pe 1080, și mufa de încărcare care este microUSB. Am primit și un cablu microUSB. Wow! Băi, câte chestii se află în toată treaba asta. Ceea ce mă deranjează pe mine la toată camera asta este că nu are un display. Ce-i drept, este extraordinar de mică, nu văd unde ar fi putut pune un display, dar nu vezi exact ce vede. Trebuie să te bazezi doar instinctual. Uai! Instinctual. Uai! Instinctual. Uai! Trebuie să te bazezi instinctual pe ceea ce vede camera, adică trebuie să faci câteva înregistrări de test, să te uiți pe ele, să vezi cam ce vede ea și apoi după să încerci să te gândești cam ce ar putea vedea camera în momentul în care filmezi. Are un unghi de 124 de grade, deci probabil n-ar trebui să-ți faci probleme dacă într-adevăr cuprinde ceea ce vrei tu să filmezi. În momentul în care o îndrepți spre zona aia, sigur va intra în cadru. Acum să vedem dacă are probleme de focus, dacă, nu știu, dacă merge ok, efectiv sunt curios. În momentul de față, chiar am să aduc un card SD, să vedem cum filmează. Încercăm o mică filmare pe aici, apoi să o iau și cu mine afară să vedem exact cum înregistrează și dacă putem să ne bazăm pe calitatea unei camere de genul ăsta. Și văd că are și un microfon. Chiar sunt curios dacă merge microfonul ăsta sau dacă într-adevăr este un microfon și cum se aude. Dacă poate fi folosit chiar și pentru vlog. Chiar cum ar fi să faci vlogging cu așa ceva? Destul de ciudat să mergi cu un cub și să te filmezi. Ah, și apropo de vlogging, chiar am făcut recent, duminica trecută, am făcut un clip despre vlogging. Cum poți face vlogging cu telefon investind super puțin și să ai un vlog de calitate. Dar dacă vreți, linkul îl găsiți și în descriere și îl găsiți și în cardul ăsta de aici. Hai să aduc un card de memorie să testăm puțin toată treaba asta. Imediat revin.
Bun, am adus un card de memorie. Hai să-l montăm aici, să vedem dacă reușesc, că e super mic asta. Pe instrucțiuni scrie că pentru a-l porni trebuie apăsat 3 secunde. 1, 2, 3. Da. Nu cred că mai are baterie, așa că hai să-l punem la încărcat și revenim imediat. Urăsc când device-urile nouă baterii. Suntem în 2019, ce naiba. Și acum hai să vedem dacă pornește, cum funcționează și dacă pot înregistra ceva cu ea. Și apoi o să o iau puțin și pe afară, să fac câteva cadre, să vedem exact dacă funcționează stabilizarea, dacă funcționează microfonul, dacă o putem folosi pentru a face vlogging sau în activități de zi cu zi, sau neapărat de zi cu zi, chiar activități puțin extreme, pentru că este o cameră de acțiune la urmă, nu? Bun, hai să vedem. Pentru a o deschide trebuie să țin apăsat 3 secunde. Ok, ia momentul de față, s-a deschis, a și piuit puțin. Și pentru a porni înregistrarea trebuie să apăs de 2 ori. În momentul de față LED-ul sclipește roșu, asta înseamnă că înregistrează. Bun, hai să vedem, facem un mini vlog. Bun, în momentul de față este super ciudat să țin camera asta, pentru că este super mică și interesant, pot să țin practic în orice fel. Dacă o întorc, fac niște efecte speciale, mamă. Bun, ideea este că vreau să testez camera asta, să vedem acum cum se vede într-un studio care este puțin cam restrâns și nu prea am niște chestii super extreme de făcut aici. O să scoatem puțin afară să vedem exact cum se comportă când o punem la niște teste puțin mai dure, zic eu. Adică o să alerg probabil puțin cu ea, o să folosesc să fac vlog puțin afară, să vedem cum își ia lumina. Hai să vedem exact cum se comportă camera asta și cred că ar trebui puțin să șterg și lentila asta, nu? Da. Bun, hai, ștergem puțin lentila, că deja mi-am pus amprentele absolut peste tot. Și trecem să facem birolul, apoi facem, nu, cred că mai întâi să facem testele afară, apoi facem birolul la chestia asta, nu? Bine, v-am lăsat. Pa! Nu, acolo. Pa! S-o șterg mai întâi. Cam asta e, eu v-am lăsat, facem testele afară, v-am pupat și ne vedem de acum, data viitoare, la următorul unboxing. Pa! Am luat Polaroid Cube-ul ăsta afară ca să-l testez și aparent m-a lăsat exact când voiam să filmez, nu știu. Am încercat să-l pornesc, a apărut un LED verde, a piuit puțin și după aceea s-a stins singură, dintr-o dată. Nu știu, nu cred că aș putea recomanda așa ceva. Într-adevăr, este o chestie mișto, dar cel puțin varianta asta nu funcționează. Nu știu dacă am prins eu ceva defect din fabrică sau poate a apărut vreo problemă în modul în care îl folosesc eu, dar aparent chiar nu vrea să funcționeze deloc. Mi se pare destul de ciudat și momentan nu pot recomanda produsul ăsta, așa că șobolănesc cu scuze. Asta e review-ul meu. Nu cred că se merită în momentul de față să cumpere așa ceva. Și din păcate nu-i facem nici birol pentru că nu merită. Bun, v-am lăsat și ne vedem în episodul următor.